Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cum putem să facem ca copiii noștri să iubească rugăciunea? Este o întrebare foarte interesantă și foarte bună. De fapt, să iubească rugăciunea este un produs al dragostei care l-ar avea pentru Allah subhanahu wa ta'ala. Noi, ca părinți, trebuie să ne concentrăm ca copiii noștri să-L iubească pe Allah subhanahu wa ta'ala. De ce? Pentru că la cine se roagă? La Allah. Rugăciunea este modul de a ajunge la Allah subhanahu wa ta'ala. As-salah. Da? Dar ei trebuie să înțeleagă obiectivul acestei rugăciuni, care este Allah subhanahu wa ta'ala. Deci dacă îl cunoști pe Allah subhanahu wa ta'ala, îl iubești pe Allah subhanahu wa ta'ala, știi atributele lui, lui Allah subhanahu wa ta'ala, asma'ul sifa, numele lui, atunci bineînțeles că îl vei iubi și atunci vei iubi procesul de a ajunge la el, care este sala. Deci noi trebuie să ne concentrăm în primul și în primul rând pe procesul, pe dragostea lui Allah în primul rând, după aia copiii noștri vor iubi procesul. Când sunt mici, ei nu înțeleg chestia asta de trebuie să mă rog, de ce trebuie să mă rog. Ei vor observa cum ne rugăm noi și vor copia acest lucru și aceasta este bine. După aia noi trebuie la următoarea, deci profesorul ne-a spus să învățăm să se roage la 7 ani. La 7 ani deja începem să le spunem despre dragostea lui Allah, de ce ne rugăm, obiectivul rugăciunii, intenția și Allah, bineînțeles. Și până la vârsta aia construim dragostea de Allah subhanahu wa ta'ala, atunci, inshallah, de la vârsta de 7 ani până la 10, copilul sigur va încerca și va iubi rugăciunea decât să facă numai pentru tine și numai ca să nu-i spui, ai că roagă-te acum, uite rugăciune, nu. Va face din inimă, inshallah. Deci noi trebuie să ne directăm spre dragostea lui Allah subhanahu wa ta'ala și atunci copiii vor, inshallah, iubi procesul de a ajunge acolo, care este rugăciunea, inshallah. Salamu alaikum wa rahmatullah.